La radio cu Andreea Esca la Europa FM. Bună ziua și bine v-am regăsit la radio. Pentru cei care au acces la un calculator, trebuie să știți că ne puteți și vedea pe site-ul Europa FM sau pe andreaesca.com. Astăzi m-am gândit să vă ofer un pic de poezie, dar nu orice fel de poezie, ci o poezie cu cântec, la propriu. O să înțelegeți imediat ce vreau să spun când veți descoperi invitatul. Niciodată n-am cântat în viața mea, n-am făcut o muzică și după aia am căutat versuri. Nu, mie poezia îmi cântă și după aia când în forma ei primară intră pe mâna, după ce o cânt eu timp singur cu chitară, că așa am făcut, nu? Am cântat cu o orchestră de muzică ușoară, am cântat cu orchestre simfonice, am cântat cu călugări. Suntem un popor cu un uluitor simț și o uluitoare fantezie creatoare. Eu am un singur fel de public. Al meu. Un dor de țară strămoșesc, acolo este țara mea. Actor, cântăreț și compozitor, maestrul Tudor Gheorghe este invitatul meu la radio. Bună ziua! Bună ziua! Mai știți al câtelea concert a fost cel pe care l-ați susținut săptămâna aceasta? Nu mi-a plăcut. Statisticile și nu știu, habar n-am. Multe, multe în orice caz, multe. Adică mi-a făcut plăcere la un moment dat să le spun unor copii din ăștia cântători că, măi copilași, voi nu ne-ați scris atâtea cântece câte recitaluri de sine stătătoare, am eu. Nebunie, adică frumusețea Andreea este alta. Faptul că, probabil că de asta și am publicul ăsta permanent, niciodată nu fac același lucru. Sunt absolut debusolant. Și toată treaba asta vine din bogăția asta extraordinară a poeziei române, varietatea tematică a poeziei, și populare și culte, pentru că eu fac, mă plimb dintr-una într-alta. De 40 și ceva de ani se tot chinuie toată lumea să mă încadreze undeva, să spună, domne, asta face el. Nu. Le-am spus cu drăgălășenie, au vrut să m-au făcut folk, le-am explicat, nu cred că fac asta. Mă introduc mereu în sfera showbizului, mă compară cu... Nu pot, nu sunt acolo. Căutați-mă în zona culturală, în zona educațională, cu tot altceva. Pentru mine, vezi tu, eu sunt, de fapt, fiecare om sensibil, iubitor de poezie. Când citește o poezie, aude în sinea lui o anume muzicalitate a poeziei, care e poezie, înțelegi? Unii au capacitatea de exterioriza această muzică, alții nu. Eu fac parte din categoria celor indivizi care aud muzica fiecărei poeme și care au posibilitatea să o transmită și celorlalți. Da, deci, simplu, sunt un amplificator serios al muzicii interioare al fiecare poezii. Mai citiți poezie și acum? Doamne, fără asta aș muri. Știi cum e? Trebuie să citim. Ne-a nebunit calculatorul ăsta, eu recunosc. Adică eu m-am ferit. Nu sunt adeptul... Dar puteți să citiți și pe calculator? Nu are nicio legătură cu bucuria de a da pagina. Asta e adevărat. Una la mână. Am avut un prieten extraordinar, Dumnezeu să-l ierte, Romulus Vulpescu, un bibliofil de un rafinament intelectual fabulos și vorbeam despre cărți. Na, parfumul ei e altul. Nu, sigur, calculatorul este util. Nu se mai poate trăi fără el. Pentru că viteza informației este atât de uluitor de mare din toate domeniile, încât fără el nu mai ești contemporan cu ceea ce se întâmplă. Și trebuie să fii contemporan cu lumea care te înconjoară. Dar apropo de asta, citiți și poeți noi? Adică ați descoperit vreun poet care vă place din... Pentru mine poezia română s-a încheiat la Adrian Păunescu. De ce ziceți asta? Pentru că eu am fost contemporan cu marea poezie asta. Eu am fost contemporan și prieten cu Nichita Stănescu, cu Sorescu, cu Păunescu, cu Grigore Vieru, cu Mircea Micu, cu Fănuș Neagă, cu Blandiana, cu Pituț, cu Dinescu, cu ce se țin și pe toți. Eu am simțit ritmul interior al poeziei lor. Eu am fost contemporan cu frământările lor. Citesc poezie contemporană. Dar nu vă mai recunoașteți. Nu vreau. Las bucuria altui viitor Tudor Gheorghe să-i reprezinte pe cei de azi. Poate că această muzică hip-hop, înțelegi, este... Un fel de a-i reprezenta. Sigur că da. Vezi, eu sunt al celor de atunci.
Pentru de aia spun, Păunescu e ultimul pentru că el a murit ultimul. Dintre toți prietenii mei. Și de aici nu mă mai bag. Sunt, cum să spun, eu m-am de făcut încă mult din poezia adevărată românească. Acum, și starea poetică a României este debusolantă. Experimentele, încercările, e ca și în viața socială, să știi că poezia este o oglindă absolut reală a frământărilor din viața socială. Știți că mi-ați amintit acum de un interviu pe care l-am făcut cu Michel Drucker și ieri îmi spunea același lucru, că crede că nu s-a demodat niciodată pentru că a fost mereu un clasic. E adevărat. Poate că asta e un ochi a succesului și în cazul dumneavoastră. Probabil că da, probabil că da. Vezi, pentru că eu n-am coborât ștachete de la un anume nivel în jos, niciodată. Vezi, publicul meu, așa cum spuneam, e publicul meu. Oamenii care vin, acum au început așa un fel de, ce-o mai face? Să vedem unde ne mai surprinde, cu ce ne mai surprinde. Când am apărut prima dată cu orchestra simfonică, au zis că sunt nebun. După au zis, opa, stai doamne, e interesant. De la orchestra simfonică, bof, am coborât la un taraf. Aiurea, ce face? După aia, hați, m-au văzut cântând cu un cor de preoți, după aia cu niște copii, după aia cu muzica ușoară. Mă, unde ne duce? Ce ne plimbă? Cum ne face? Ce mai face acum? Ne plimbă prin muzică. Și prin poezie, în primul rând. Ei, acum vă dau de știre, frații mei mai tineri, că veți avea o surpriză majoră văzându-mă cântând și cu o formație rock. Știi, pentru că... Wow! Ce formație? Nu contează. A, nu știți încă? Muzicien. Adică nu v-ați gândit deja? Nu, nu, uh-huh. Muzicien. Uh-huh. Formația nume. Niște uh-huh. oameni care... Iubitor de rock. Vezi tu că 40 de viori când jelesc, se cutremură puțin carnea pe tine, da? Dacă înțipă o chitară electrică, te înfiori. Voi folosi, deci, instrumentele astea pentru a pune în valoare exact vorbele pe care am de zis. Pentru că acest spectacol va fi scris de bine integral, și versurile, și muzică. Degeaba. A fost un spectacol manifest, da? Un spectacol în care am încercat să analizez viața României, ce am crezut noi că se va întâmpla după 90 și ce am ajuns, da? Degeaba. Probabil că următorul spectacol se va chema cu grație tot degeaba. Eu sper să nu se cheme tot degeaba. Nu spera și nu ai teamă. Așa se va chema. Sper să nu se cheme tot degeaba. Nu, de chemat așa se va chema. Eu m-am întrebat, și cât timp veți mai cânta degeaba? Până nu va mai fi nevoie. Până nu va mai fi degeaba. Una dintre rubricile emisiunii se numește Autobiografia în 20 de secunde. Așa că la un moment dat o să auziți un cronometru și am să vă rog în 20 de secunde să vă faceți dumneavoastră o descriere. Nicio problemă. Hai! Autobiografia în 20 de secunde. Copil de țăran, ambițios, pasionat spre poezie și literatură, actiat după ele, ajuns actor, muncind ca un disperat, atingând cele mai înalte culmi, a zis și eu, ale profesionalismului în domeniul pe care l-am abordat. Tudor Gheorghe. Foarte frumos! Foarte frumos și v-ați încadrat perfect. Dar știți că am avut una curiozitatea asta, de ce folosiți nume și prenume în continuare? Pentru că din mic copil așa mi-au zis la școală și mi-a fost silă să-mi schimb numele. Da? Mie mi se pare că sună bine, am crezut că de asta l-ați lăsat așa, că vi se părea că sună mai bine Tudor Gheorghe decât Gheorghe Tudor. Nu m-am gândit nicio secundă. Nu? Nu. Așa a fost să fie. Dacă ziceam Tudor Gheorghe, ne obișnuiam cu asta. E adevărat, dacă ziceam Gheorghe Tudor, probabil că ne-am fi obișnuit, da. Întotdeauna când vorbiți despre dumneavoastră, țineți să spuneți că sunteți un fiu de țărani, că veniți de la sat. Nu, vin din lumea aia, da. De ce simțiți asta? Pentru că lumea aia a dispărut și dispare. Din ce în ce dispare. Noi nu mai avem țărani. O spun cu mare suferință. Noi nu mai avem țărani. Ăștia au fost legănul civilizației române. Prin simplitatea lor, prin bogăția fanteziilor creatoare în toate domeniile, societatea a evoluat. Era normal. Pe mine mă doare nu faptul că... Nu simt nevoia să pun un clopot de sticlă deasupra țăranului român, satului român și zic, mă, lăsați-l mult dar de noroi în opincele lui, în țarii lui. Nu, ar fi o prostie. Viața nu e asta, viața evoluează. Și el trebuie să evolueze. Ca atare, dorința mea cea mai mare e să bat în poarta unui țăran român și să-i zic, bă, neacotare, îmi dai un pahar de apă. Și el mă recunoaște. O, Nea Tudre, intră, domnule, în casă. Dorința, să intru în casă. Dorința mea, știți care e? Să nu mai încuie porțile. Păi înainte cine încuia poarta? Bun.
Eu intru în casă și el să mă întrebe discret și drăgălaș, doriți apa cu gheață sau fără gheață? Să opresc aerul condiționat? Asta aș vrea. Țăranul român să aibă toate astea, facilitățile vieții moderne, dar să nu-și uite drumul către biserică, să nu-și uite respectul față de semeni, să nu-și uite hora, să se întoarcă în sat la hore, să lase deoparte discoteca cu fetele cu bară. Știi că la mine în sat a apărut un bar de ăsta unde vin fetele alea și se hâțănă pe bară de nichel? Nu cred. Și vine ea cu țigarea în gură și cu basca în cap, se uită și după aia se duc acasă și bat nevestele să facă la fel. Și nu, ălura nu și le iese. Și le trimit la sală. Deci tu nu poți să te urci? Nu le iese. Păi cum ai pus atâta fân în căruță și nu poți să te sui pe o bară? Uite, na. De asta, așa văd eu. Mă deranjează termenul. Și mai puțin asfalt. Pe mine mă deranjează că e prea mult asfalt la țară acum. N-am ce să fac, vezi, la mine în sat au asfaltat. Serios, eu chiar visez câteodată noaptea că se construiesc blocuri și că se asfaltează prea mult în satul de unde era bunicul meu și mă trezesc foarte speriată. Păi așa e, te vei trezi multă vreme speriată, că din ce în ce... Măi, nu e rău să se asfalteze, știi? Nu mai sunt gropile, nu mai e noroiul, nu mai... Da, se poate, mă rog, nu intrăm în amănunte tehnice, că nu suntem în stare să facem autostrăzi și tu vrei să nu asfaltăm, poate de aia. Păi să facem autostrăzi și să nu asfaltăm satul. De ce? Păi, cer una cu alta. Nu ne ies autostrăzile pentru că noi cheltuim banii pe asfalt. Da. Asta e motivul. Uite, ți-am dat un motiv logic. Dar de la ce dumneavoastră în sat se mai dă bună ziua pe stradă? Când mă duc eu, uite chiar, nu se mai dă. Nu se mai dă. Pe mine asta m-a șocat, de exemplu, după niște ani de zile în care... M-am tot întors în satul acesta al bunicului meu, că acum tinerii nu mai dau bună ziua. Aproape nici copiii, adică ceea ce e foarte ciudat. Pentru că au trecut ciudat, 25 de ani în care nu s-a mai făcut educație niciun fel. Învățământul în România, nu intrăm în amănunte de asta, pentru că știi foarte bine ce se întâmplă. Falimentar. Dar părinții ce au făcut? Părinții i-au luat valul. N-au mai avut unde să lucreze, au muncit pe aici, pe acolo, s-au angajat, speriați, paimă, numai de copii n-au avut de grijă. Țăranii nu mai sunt țărani, sunt, vezi, doamne, fermieri. Mă deranjează foarte mult termenul ăsta. Zile-mă gospodari. Nu vreau fermieri, vreau gospodar. Ce suntem poate cu microfon? Prea, nu, se gândesc că sună prea ceapist. Dar de ce? Nu de știu, ce? Zic, mă gândesc, păi, de la gospodar. Nu știu. Scumpa mea, dar fermele vineau, zice, ferma de animale aceea pe ulei cu toale, ferma de porci, da. Ferma de păsări, ferma de... Da, sună mai din engleză, cred că e mai de la farmer. Păi, și gospodar e mai din farmer, rusă. Nu mă interesează. Nu fi de aici? Nu. Problema? Nu. Adică să fie pur și simplu terminologie, adică nu știu. Nu, nicio legătură. Are de prostie. S-a inoculat ideea de fermier, știi? Presa, televiziunile, toată lumea zice, ne aflăm la fermierul, lasă-l mă săracul, lasă americanul cu fermă și lasă românul cu gospodăria lui. Bine, eu cred că la un moment dat, oricum, acum apropo de faptul că trebuie să câștige din ceea ce fac, cred că la un moment dat vor înțelege că dacă nu se vor uni toți oamenii ăștia așa cum se întâmpla înainte, sigur, nu se întâmpla ideal, dar dacă nu se vor uni, cumva nici nu-și vor putea vinde în continuare produsele și nu vor putea... Trăi, adică... Deja se unesc în alte forme, uh-huh. De cooperative, de... Da, un alt tip de cooperativă. Da, bineînțeles. Cum a arătat copilăria dumneavoastră? Fascinantă. Este poate cea mai frumoasă perioadă din viața mea, când aveam griji. Mă trimiteau cu vacile, mă duceam cu vacile, petreceam cu copiii, mă suiam în copaci și eram ca nebunii. Ne era sete, ne duceam la țâța vacii, stroceam de 5 ori, luam o gură de lapte. Nu era niciun fel de problemă de microbi, de drac, de să spălăm, nu știu, că nu aveam probleme. Știi cum era? Când ne suiam în copaci, când se făcea așa corcodușele, mititele, zărzărele, așa, și ne dădeam jos la nuci, să zicem, știi? Tot timpul din pom în pom, zburdam, eram ca păsările cerului. Dar erați un copil cu minte sau făceați năzbâtii? Tata zice că eram copil cu minte și eu zic că am fost un copil cu minte. Pe urmă a urmat perioada cea mai dificilă a existenței mele, că exact atunci s-a frânt copilăria mea când a fost tata închis în 59. Deci în 58. Câți ani aveți? 59. Păi intram în adolescență, intram în clasa 8-a.
Dar când erați mic, de exemplu la grădiniță, mă gândesc, sau în școala primară, vă duceați pe la sărbări? Adică erați dintre copiii care ziceau poezii, da, care... Da. Da? Da, eram, spun, vezi, har histrionic se manifestă la mine de mic. Am avut acest har, am avut acest talent și am cântat de mic. Una dintre cele mai frumoase amintiri, zic eu, este că eram la Secerat, de acolo a început exploatarea artistului de către om în viața mea. Seceratul ăsta nu e bun la nimic. Ba da, era bun, că vezi, aveam un vecin, Neamărina Lutreanță, care avea mai mult pământ decât noi. Noi am terminat repede de Secerat. Era în apus, aproape de apus, și zice Neamării mamii, Fănico, zice, noi mai avem o țără, veniți de ne ajutați. Și oamenii se ajutau între ei, înțelegi? Hai, dar ce, ca să meargă mai repede, pune-l și tu pe mine, pe la al mic, zice, să suie în părul ăla și să cânte. Da, mă, fii atent. Și m-a suiat un păr, da. Acolo de ce știa primul, că vă place să cântați? Adică știa de undeva. Păi, dar cântam, bă, toți cântam. Adică ce era mai frumos pe linia satului când treceau flăcăii cântând? Seara, cântau. Și acum vreau să muncească cu un fel de casetofon în pom. E, da, bineînțeles. No, și atunci, vezi, acum mi-am adus aminte, ce frumos cântau ei când veneau să se întâlnească cu mândrele. Eu știam, mama îmi spunea, zice, ete, trece Ilia Lubădiță, să certe cu Leana. După cum cânta ăla, după ce cânta ăla, mama știa care sunt relațiile dintre ăsta și iubita lui. Dar cum, adică omul se certa și după aia ieșea și cânta pe uliță? Păi da, ei se ducea la iubită, la întâlnire, da? Aha. Și dacă se înțelegea cu aia și așa, când se întorcea acasă, cânta ceva vesel. Cânta într-un anume fel, înțelegi? Și dacă nu, plângea? Nu știu dacă, nu plângeau, dar avea un altfel fel de a cânta. Vezi, și noi copiii cântam. Păi n-aveam ce face, stăm cu vaci, ne încertam în cântece cu privighetorile, cu toate alea, îți dai seama. Păi dacă n-aveați discotecă? N-aveam. Și atunci... Mergeați la horă, dar mergeați la... Erau ceva sărbări în sat, nu știu... Erau, de totdeauna, ținau... totdeauna de sărbători erau. Și vă îmbrăcați românește? Da, da. Ne îmbrăcam în costumul tradițional. La ce pentru noi ce contau? O cămașă lungă cu niște brizuri de ala și nizmene. Asta era costumul nostru de copii. Și înțelegi? Cu părinții ce fel de relație aveați? Tata era intelectualul satului. Tata era totuși cântăresc de biserică. Da, adică tata era, avea alt statut, să zic așa. Mama era o țărancă simplă în care muncea. Adică, vezi, eu harul histrionic, talent l-am de la mama, tenacitatea, puterea de muncă de la mama, trecerea spre poezie și cântec le-am de la tata. De ce vă e cel mai dor din copilăria dumneavoastră? De copilărie. Atât. Spuneți-mi, cum îi vedeți acum pe copiii de acum față de cum erau copiii din vremea copilăriei dumneavoastră? Copiii altei generații, copiii care la 3 ani deschid tableta și știu să umble, mă uit la nepotul meu, 3 ani are. Are tabletă, își deschide, se uită la desenele lui, știe să-și găsească, nu știe să citească, dar cunoaște semnele, înțelegi? Și știu, pac, dă, deschide, alte generații. Și ce credeți că le lipsește? Cum să spun... E mai greu. Le lipsește, o să le lipsească foarte tare poezia. Asta nu se poate dezvolta. Computerul, ți-am spus, este foarte bun instrument de informație. Nu-ți creează sensibilitate. Te văduvește de fantezie. Deci când eram mici, citeam. Ți s-a întâmplat și ție la fel. Sunt convins de asta. Citeai o carte. Și-ți imaginezi. Îți dezvoltă creativitatea. Sigur. Îți imaginezi. Eu când am citit și pe urmă am văzut filme care se făceau, nu eram de acord cu ăia, că eu îi văzusem altfel. Pe D'Artagnan și pe toți ăia, pe Ivan Hoi, că nu știam să zic Ivan Hoi, nu mă interesa. Eu citeam cum se zicea, cum scria Monsieur pe scrie, Monsieur Zichem. Da, așa scria, Ivan Hoi. E, îți dai seama, eu vedeam altfel cavalerie aia. Și când am văzut un film, n-am fost de acord. Vezi? Copiii de azi nu mai au asta, nu le mai... li se poate dezvolta creativitatea pe jocurile astea, din calculator, fără doar și poate. Da, cred că e altceva. Ne întoarcem la invitatul meu de astăzi, maestrul Tudor Gheorghe. De cine erați mai apropiat din familie? Nu știu, n-am făcut diferențe. N-am avut...
Câți frați erați? 3. Eu și 2 surori mai mici decât mine. Și cu ei cum vă înțelegeați? Aveați așa, nu știu, erați mai apropiat de unul de altul sau... Nu, asta mai mică, sora mea mai mică, era prea mică, diferența era mare între noi, că am mai avut o soră care a murit, de aia, pe aia o iubeam foarte mult, pe aia am murit, a murit la 3 ani, de o explozie, cred că, a creierului, la 3 ani știa Luceafărul, nebunie, da, și a făcut o meningită din asta și a murit câteva zile, era un copil genial. Nu putea să trăiască. După aia am realizat, știi, că așa nu ne-am dat seama. Și după aia părinții mei s-au hotărât să mai facă, așa a zis Dumnezeu, să mai facă o fetiță care să semene cu aia altă și chiar semana. Aveți ritualuri în familie de care vă amintiți? Nu, am fost niște tipi normali. Dar aveți, nu știu, de exemplu, neapărat masa în familie duminica sau vă duceați la biserică împreună sau ceva? La biserică mergeam pentru că era tata acolo, eu am copilărit în strană. Eu a trebuit să stau, mă duceam, eu știam că de asta îi uimesc acum. Domnul meu zice, lăsând folclorul la o parte, lăsând aplecarea lui ăsta, știe și muzică bizantină, e de unde? Păi dacă așa am ascultat de mititel. Și care credeți că e cea mai importantă lecție pe care ați învățat-o de la părinți? De la amândoi am învățat câte ceva. Adică asta este lecția numărul 1, puterea de muncă a mamii, pentru că o vedeam muncind, și 2, pierderea tatii. Adică tata era un tip de pierdere în sensul poetic, știi? Tata era genul de individ, zice, ne-i iar de casa. Ce zisești? Arde casa. Lasă-mă, fac alta. Adică nu ieșea din lumea lui. Pricepi? E bine că eu n-am moștenit chestiile astea de la tata. Harul, ți-am spus, muzical și poetic, a plecat spre poezie. Că n-ajungeam ce sunt dacă n-aveam puterea de muncă și tenacitatea mamei. În liceu cum erați? Mediocru. Mediocru, nu m-a interesat foarte tare școala. E, vezi, eu am mai prins perioada în care aveam profesori. Profesori cu școală veche. Care aveau har. Aveau har. Profesorii care îmi plăceau, pe aia, la materiile alea chiar știam. Dar erați așa un adolescent rebel sau erați ascultător? Eram normal. Nu aveam furie pe mine, nu. Și vă amintiți, nu știu, prima fată de care v-ați îndrăgostit? A fost în liceu sau mai devreme? Mai devreme, în sat. Când? Era mic, adică mică, sigur, până la școală m-am îndrăgostit, în clasa 1. Aoleu, așa de repede? Da, m-am tot îndrăgostit. Și cum făceați? Adică le spuneați sau erați timid? Nu eram. După aia am devenit timid când am început să conștientizez unde duce iubirea asta, știi, angelică. Unde duce iubirea asta, angelică? Rău. Când am început să tremur, când apar lângă o fată, am început să-ți dau că e pericol. Ceva se întâmpla, nu știam ce, înțelegi? Și la început nu simțeați pericolul? Nu, că eram așa, iubirea de altă factoră, era aia îngerească, știi? Dar mai știți cum o chema pe aia mică de când erați atunci? Maricica o știu, că e cum dracu, le știu pe toate. Și ce mai face Maricica? E, o babă, îți dai seama. Dacă n-o fi murit, cine știe că nu mai Doamne, știu. Doamne, și vă duceați pe câmp cu ea, ce făceați? E, nu eram prin răscruși, prin sat, pe ne alergam, ne fugăream, ne jucam. Nu vă urmărea nimeni. Cine? Și după aia în liceu ați avut așa iubita mai serios? Sau? Da, în liceu am avut o fată pe care o iubeam, avea cos blonde, era o nebunie. Era Elena Cosânzeană? Da, era frumoasă și minionă, miculuță așa, nu mai puteam de dragul ei. După unde ați făcut liceu? Am făcut mai multe etape, am făcut clasa 8-a la Craiova, tata a fost închis, după aia am plecat la Arad, am terminat liceu, clasa 9 la Moise Nicoară în Arad. Acolo m-am îndrăgostit de fata cu părul bălai. Nu. Asta era la Craiova. Acolo la Arad m-am îndrăgostit de Onico, unguraică, evreică. A plecat în Israel. Nu știu, mi se pare că vă îndrăgostiți cam ușor. Da, pe eu starea artistului firească. Da? Dacă și vă și trece ușor? Depinde de cât de aprins sunt. Nu sunt un tip din ăsta de... Cum să spun... Să mă îndrăgostesc și să am o relație de asta profundă multă vreme. Dar nici un tip de asta nepăsător, știi? Mi-am ales iubirile.
Adică profesoara mea, doamna Eugenia Popovici, mi-a dat o lecție, Dumnezeu, și am spus, când eram student la Institutul de Teatru, eram frumușel, aveam păr, te nebuneam, adică... și eram cotat ca un june prim, Beligan îmi spune asta, de la Molière, de la mine, de la el, de la Beligan, n-am mai existat pe scenă Teatrului Românesc un june prim de Molière, cum puteam să devin eu. Noroc că mi-a căzut părul repede și am trecut în altă zonă. Și doamna Eugenia Popovici, genială actriță, spunea, dragă, mă și iubea, tu îți dai seama că eu am intrat în facultate când n-aveam încă 17 ani. Copil. Eram student la institutul în anul întâi la 17 ani. Am terminat Institutul de Teatru ca cel mai tânăr absolvent al Institutului de Teatru din istoria lui. Maiețică Cojocaru, Constantin Cojocaru de la Odeon, care a fost cu mine în grupă, dar care e mai mare cu 6 luni. Și ce vă zicea doamna Popovici? Puiul mami mă iubea ca pe un copil care trebuia crescut și educat. Și mi-a spus, ține minte, un bărbat se cunoaște după femeile pe care le-a avut. Da. Adică aici e o delimitare elegantă. Dar credeți că le alegeați cumva așa să vă și inspire în profesie, am avut ca timp, să-i zic nu, așa? Totdeauna am avut senzația că nu eram cel care alege. A, credeți că ați fost ales? Da. De obicei așa se întâmplă. Și acceptați? Greu, ți-am spus de ce. Când a venit vorba de dat la facultate, cum? De unde până unde teatru? Păi nu m-am dus să dau la filologie. Știam atâta poezie la filologie și m-am dus dacă erau niște cursuri de pregătire. La cele cursuri de pregătire, un asistent tânăr și cu ochii după candidatele la filologie, fete frumoase de obicei, le spunea versuri și a greșit de vreo două și l-am corectat. Eu știam mai bine decât el poezie. Și a zis, păi dacă ești așa deștept, du-te bă la teatru. Zic, bună idee. Mi-am luat actele și am plecat la teatru. Deci a fost așa, pur și simplu o întâmplare. Fericită. Făcusem nouă pregătiri de genul ăsta, adică îmi plăcea, da? Când am văzut concurența. Ați făcut pregătire cu niște profesori? Adică... La institut, înainte de a da examen, erau niște cursuri de o lună de zile de pregătire. Constantin Moruzan a fost la noi, la mine, la grupă. Eram în grupă cu Moțu Pitiș. Bine, noi am avut o echipă extraordinară, cu Dan Noțu, cu Moțu Pitiș. Noi am fost buni, chiar buni. Și am intrat la Institutul de Teatru. Prima dată când am văzut cât sunt la Institutul de Teatru, că erau 1285 de candidați pe 35 de locuri. O nebunie. Da. Și am zis, ați spus acasă că o să mergeți să dați la teatru? La cui, mă? Mama nici nu știa că mă duc la facultate. Deloc, adică de la niciuna. Mama era la vie, săracă, era pe tarlale, era muncea, tata era în pușcărie, cui să spun. Ați fost foarte afectat, nu, de perioada în care tatăl nostru a fost în pușcărie? Mă, cum? Am fost, e adevărat, cum n-aș putea spune. Știi că de aici mi se și trage. Tudore, tu în viața particulară, tu ești un tip de o explozie extraordinară, ești un tip solar, un tip vesel, un tip spontan, un tip... De unde, dracu, în spectacolele tale e tristețea asta? Vorbesc de primele mele spectacole. Ancestral rămăsese o chestie de tristețe. Rămăsese ceva din... o tară din copilăria mea de durere, știi, pe care o estompam și încercam să o anihilez din felul meu de a fi structural, de tip deschis, de tip dăruit. Dar vă dădea seama când vă lipsea cel mai mult tata? Da, când mă întrebau ăștia unde e tata. Îți dai seama că trebuia... Asta a fost poate cea mai dureroasă poveste, de ce frumoasă ar fi asta, temă, istorie de film, așa, să scriu eu asta. Eu luam nota 10 la actorie, era meseria, da? Și trebuia să o fac asta. Și pe urmă eu intrasem în institut, ieșisem de pe băncile liceului, da? Proaspăt. Aveam colegi care dăduseră de 8 ori la teatru și căzuseră. Ăștia nu mai aveau habar nimic de școală, înțelegi? Da. Mie mi-era totul proaspăt în minte. E bine, și la toate materiile teoretice care le făceam în Institutul de Teatru cu aleși profesori care predau la filologie, adică Ovidiu Drimba care preda la filologie, adică erau profesori. Domnul Zanfirescu, istoria teatrului, care a fost, eu știu, institutorul regiului Mihai. Oameni, la teatru nu veneau, cum să spun, profesori de mâna cincea. Și pentru că în anul 2, dacă n-aveai talent,
comisia se putea înșela. Și te verificau în anul, dacă în anul 2 vedeau că nu, spuneau, tu ești foarte bun, dar du-te la filologie. Și dădeai fără examen, intrai la filologie în anul 3, pentru că ți se echivalau materiile. Sigur, deci aveam aceiași profesori. Deci eu răspundeam, imaginează-ți, eu știam tot cel mai bine, le făceam biletele la toți și n-aveam voie să iau o notă mai mare de 5, pentru că mi-e așa medie mare și trebuia să-mi depun acte de bursă. Ora depune acte de bursă, trebuia să aduc adeverință de unde lucrează părinții. Și atunci ar fi apărut că unde e tata? A divorțat, mama a învățat-o, un avocat, a divorțat de tata și eu am ținut-o așa, Gaia Mațu, că e divorțată. Tata, a plecat de acasă, nu știu unde e. Dar și când ați intrat la facultate, nu v-au cerut tot așa acte? Și ba da, am spus că e divorțată, că nu știu nimic. Tu crezi că nu știau? Oare? Wow! Spun precis, pentru că șeful de cadre, Nea Manole, săracă Dumnezeu să-l ierte, de, bă, crezi că avea un defect de dicție. Tu bă, crezi că n-am știut de astea? Da, dacă a zis profesorii că ești bun. Și le trebuia și lor oarecum o acoperire, așa că vă puneau să treceți liniuța acolo. Și au zis, doamne, copilul, au fost, mă, și oameni cum se cade în sistemul ăla. N-au fost toate canalile. Au fost, că tata, nu, de aia a fost închis. Dar au fost și oameni de care s-au gândit, da, puțin, că băiatul ăsta are har. Că puteau să mă și merită afară. Să intre, că nu-i vina lui, că taică s-o e în pușcărie. Da, bineînțeles. Suntem la radio cu maestrul Tudor Gheorghe. Ce râdeți? Dar mă duc să aminte, eram la Paris când a murit Dalida. Serios? Da. Și a doua zi, îți dai seama, mă, absolut îngrozitor. Și a murit Dalida, sigur, a anunțat pe toate posturile. Era o mare cântăreață iubită în Franța. Mă, și-ai dracu, ăștia au apărut o caricatură genială, știi? Când venea Sfântul Petru și spunea lui Dumnezeu, el e deja mort, îi spunea că e deja moartă și un cor de îngeri mici care cântau parole, parole. Vai, vai, sinistru. Da, da, de-aia m-a pufnit, că mi-am adus aminte. Am ajuns în facultate. Aveați profesori pe care îi idolatrizați? Da, da. Doamna Eugenia Popovici, această actriță absolut genială care... N-avea har pedagogic. Nu. Dar trebuia să o intuiești din intuiție artistică. Asta, cum se spune, juca alături de Calboreanu până la 50 ceva de ani, a jucat mereu Oana în Apus de Soare. Când intra asta în scenă, Calboreanu nu se mai vedea. Ceea ce era foarte greu. Era genială actriță. Am iubit-o enorm de mult. Am avut profesori fantastici, Ovid Gheorghiu la istoria teatrului, domnul Zanfirescu, istoria teatrului universal, Drimba și Șiderea, Pelegrini la scrimă, doamna Proca la mișcare scenică și dans, Sandina Stan la vorbire scenică. Am avut... Și aveați și profesori cu care nu vă înțelegeați? Nu, în Institutul de Teatru n-aveai cum să nu te înțelegi. N-aveai cum. Vă aduceți aminte cum era atmosfera, așa cum... Erau, bine, asta a fost una din cele mai frumoase perioade ale vieții mele, studenția. Am trăit studenția la dimensiunile cele mai frumoase și mai adevărate. Aveam altfel de petreceri. Cum adică? Îți dai seama că noi ne întâlneam și organizam institutele de artă, deci teatru, conservatorul, Bele Artele și arhitectura, făceam serate împreună. Ia imaginează-ți tu când atâta creativitate sălile, într-un loc. Sălile erau decorate de Bele Arte și de ăștia, de la arhitectură. Muzica era selectată de ăștia, de la muzică, care la se certau cu Pitișca. Pitișca era Dumnezeu un Beatles. Adică, da, mi-aduc aminte. Peste asta nu exista. Făcea poezia muzicii tinere acolo la Bulandra, în grădina Iconei, la care mergeam, eu mi-aduc aminte. Era fabulos. Și, bine, eram prieteni, eu am fost prieten, noi învățam... Și dansați, ce făceați la petrecerile astea? Sigur că da. Era dans mare? Da, mă, dar era frumos, adică era, cum să spun, n-aveam... Dar ce muzică s-a ascultat? Beatles? Beatles, absolut tot, ascultam tot felul de muzici. Bine, începuse rock-ul, mă, Și dansați rock din ăsta, de se ridicau peste cap, nu știu ce. Noi studiam asta, făceam în Institutul de Teatru. Adică noi la dans, noi trebuia să știm toate astea.
dansau fetele noastre de nebunei la cap. Să vezi pe, imaginează-ți-o pe Daniela Ninkov, cât era ea de mică și de Daniela, înțelegi? Când o dădeau ăștia printre peste picioare. Cap și zbura ca o mobilă și frumoasă. Janine Stavarache și multe fete frumoase. Dar unde, aici unde stătea? Stăteați la gazdă la sau cum? La cămin. La cămin. La cămin. Și cum erați? Cum era viața la cămin? Atmosfera de la cămin era absolut de prietenie totală între toți. Nu se făcea deosebire între anul 1 și anul 4. Îi respectam pe ea din anul 4, înțelegi? Eu m-am îndrăgostit de o domnișoară din anul 4, care în anul 4 nu se uita, mă, la... La un mucios. Nu, tu știi bine, adică ea din anul 4 te uiți la boboc. Nu, avea și boboc, la... boboc, adică boboc, nici boboc, măcar nu... Îți dai seama. Dar eu treceam în fiecare zi când intram pe, la institut, pe lângă panoul care era acolo, ne mândrim cu fruntașii noștri, cum era înainte. Bă, și erau cu fruntașii noștri. Și erau fruntașă, Irina, mai fruntașă. Șua, Irina Petrescu. Bă, erau... Nu le mai țin minte, dar erau, cum să spun... Mariana Mihuț, care era o splendoare când era în facultate, anul 4, mai mare decât mine, cu 3 ani. Și era o gagică acolo. O fruntașă. Mama mea, doamne. Zic, mă, nu pun eu mâna pe asta cât îi urmăream ca disperat. În gazdă cu cine stăteați? Stăteați în, nu, într-o cămin. În cămin. Cu cine stăteați în cameră? Erați mulți? 4. Mm. 4 înși. Și erați prieteni? Frați, nu prieteni. Veneau un pachet de la unul, mâncam toți, adică nu se punea problema. Dezastru acolo, știi care era? În anul întâi, când ne-a băgat în... Am stat în, cu 4 inși. Pe podul Izvor stăteam. Da, acolo, da, acolo era cămin. Era cămin. Vis-a-vis de Bulandra, așa ar da. Măi, fata mea, ăștia toți fumau. Eu nu fumam. Fumau și mă străzeam dimineața... A fumat. Tușam, mă, necam, nu puteam să... Bă, nu mai fumați, mă. Dă-te, bă, ta, fumează și tu. Da? Și s-a apucat domnul Tudor de fumat. Când am terminat facultatea de teatru, fumam 2-3 pachete de carpați fără filtru pe zi. Păi ați zis că sunteți puternic și nu cedați viciilor. Răbdare, până era să mor. Și atunci m-am dus la o clinică, la un doctor și am spus, domnul doctor, aveam policlinica studențească. M-am dus, câți ani ai, mă? 20. Ce meserie? Actor. Ai mamă, da. Mi-a dat ăsta 2 palme, ieși afară. Domnul doctor, ieși mă afară, mori, nu-i păcat de maică-ta. Ieși mă afară, n-am ce să-ți fac. Mai fumează și mori. N-ați mai fumat? Da. Ba da, mai fumat de ușor, așa, după aia m-am lăsat, după aia n-am mai fumat. Și acum numai, de vreo 15 ani n-am. Și de mâncat, mâncați unde, la cantină? La cantină. La cantină, aveam cantina pe Batiști, unde e Teatrul Național. Și mâncam cu fete... Și aveați acolo, mergeați cu cartelă sau cum mâncați? Da, cu cartelă. Eu mâncam pe blat, că n-aveam... Cum vindeam, pe blat? Pe șest, mă iubeau bucătăresele ce nu s-a pomenit. Și era studentul blatist? Da, rege am fost, încoronat. Regele, frecuvânt. Da. Prințul blatiștilor, așa mi-a Da, știți ce surpriză am acum pentru noastră? Dan Dobre. Nu mai știți pe Dan Dobre? Mi-a fost coleg și ăsta de... Vreau să zică ceva despre cum erați la facultate. Să zic că... Ia să vedem. El a fost pe undeva. Copilul meu în facultate, că avea numai vreo 17 ani. Așa. Vezi, ăștia erau bătrâni. Cum era Tudor Gheorghe la 17 ani? Un băiat venit de la țară, ca să spun așa, înăltuț, foarte cuminte, foarte respectuos, era foarte slab și spunea, treci la fizicație, așa spuneam eu atunci. Făceam gimnastică împreună și dormeam, cum s-ar spune, nas în nas, așa, distanța între paturi era foarte mică și am fost apropiat, ce mai încoași încolo. Vă amintiți un moment special petrecut alături de el, care v-a rămas așa în suflet de-a lungul anilor? Niște studenți străini de prin Asia Mică începuseră să vină studenții la noi în țară și acostau fetele care erau la o cofetărie vis-a-vis de Facultatea de Drept. Eu aveam o prietenă la cămin acolo și am auzit că o colegă de-a ei a fi fost trasă cu forța într-o mașină a ăstora și eram în anul 4 și am luat pistolul TT-ul de la recuzită. Era un pistol dintre ăsta care mergea cu capse. Nebun total. Ne-am dus, eu aveam motocicletă și ne-am dus amândoi cu motocicleta și i-a spus, acum trage, trage și a tras, pac, 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 a tras vreo 3 focuri, aia s-au culcat pe jos, s-au speriat, dar și-o tine am închis-o mai departe. Cu toate că ați stat așa în cămin, cap în cap, nu v-a spus că îi plăcea să cânte? Nu.
Nu, dar nici nu cânta în facultate deloc. Păi cânta și ce, așa, ce cânta fi venit? Toată lumea, dacă era vreo bucată care era și la nu, modă. Și nu v-a spus dar, vreodată de unde i-a apărut pasiunea asta, când i s-a declanșat? I s-a declanșat după terminarea facultății, absolut după terminarea facultății. Și nici voce nu avea mai grozavă sau ceva, nu avea, cum spunea și soția lui Geta, spunea că și avea un firicel de voce și acum are o voce așa de puternică. Vocea și-a lucrat-o și și-a lucrat-o singură, am impresia. Aveți un mesaj pe care ați vrea să-i transmiteți domnului Tudor Gheorghe pentru că o să vă asculte la radio? Nu-i doresc decât foarte multă sănătate și putere în continuare, în putere de muncă, pentru că ceea ce face el este un lucru absolut deosebit. Deci nu dădea semne că ați vrea să cântați? Nu. No. Și cum? Atunci spuneți-mi de unde, când? Din spaimă. Cum din spaimă? Din frică, da. Mm. Am terminat Institutul de Teatru. O nota 10, 10 pe diploma mea de absolvent. Absolvent. Mm-hmm. Am terminat Institutul de Media Generală. 10, da. M-am dus la teatru din Craiova. Am zis că nu vreau. Din anul 2, trebuie să spun, eu jucam deja în București. Jucam alături de Brăila, Dana Comnea, Costel Gheorghiu, Vulpe, Dumitraș, la regialul Iani Cojar, pusese un spectacol, Ninge la Ecuator, se chema La Giulești. Eu urma să rămân acolo, actor La Giulești. Dar domnul Brăila, doamna Deleanu, directoarea de pe vreme, a rezolvase totul, înțelegi? Urma să mă duc la Bârlad prin repartiție și directorul de acolo să-mi dea negație. Și să rămâneți la Giulești. Și eu să rămân la Giulești. Și? M-am dus la Brăila și am spus, meștere, ce să fac? Bă, du-te în provincie. Du-te în provincie, fă dinți. Să fii al dracu când vin București. Că albinte te trimite bănică și Dumitraș după țigări tot timpul. Că nu ești nimeni. Du-te și întoarce-te puternic. Adică să vă faceți o ucenicie acolo. Întoarce-te puternic. Mm-hmm. Și atunci eu sunt secretarul, eu sunt cu sindicatul aici, doamna Deleanu te iubește, nu se pune niciun fel de problemă. Te angajăm imediat. Dar întâi du-te și fă ceva acolo, să arăți că ești actor. Acum ești un copilaș. Și? M-am dus la Craiova. M-am dus la Craiova. Și la Craiova, știi cum e vorba românului? Nimeni nu e împărat în țara lui. M-am dus la Craiova și la Craiova două regizoare care n-au văzut în puștiu care terminase cu 10 potențialul. Vreun talent, da. Am văzut așa un firicel, un tip subțire, repet, cu păr, așa, o chestiune, îl distribuim pe ăsta. M-au ținut așa vreo 2 ani de zile, duce tava, intră într-un rolișol de, da. Și? Până a zis, mai trebuie să le arăt ăstura, că totuși... Și am vrut să fac un spectacol de poezie în care să recit. Eu iubim poezia enorm de mult. Enorm de mult. De altfel și în facultate, adică și doamna profesoara mea spunea că sensibilitatea unei stări artistice se menține prin lectura unei poeme. Nu avem timp să citim romane, fluvi, astăzi de pildă, nu mai poți să citești, n-ai timp, te omoară vremea, ritmul. Bă, dar înainte, seara, a doua zi, trei, când ai timp, un sonet de Shakespeare sau o poemă frumoasă de Eminescu, așa, să-ți meargă la suflet. Aia îți păstrează o anume sensibilitate interioară necesară sufletului tău atunci când vine un regizor să-ți găsească sufletul mobil, capabil să fie modelat cu mare nevoie. Eu am păstrat asta în cap și am învățat tot timpul, învățam poezie. Și ați vrut să faceți un spectacol? De poezie. Bă, n-aveam nici vocea lui Vraca, înțelegi? Nici fizicul lui Septimiu Sever, care era, cum să spun, etalonul de frumusețe masculină în vremea aia. Aveam un profesor la Papa Hirsch la schimb, mie, lui Moțu, că noi, Nuțu, eram așa, eram. Ne zicea, zice, băi, dezertor de sicrie. Zice, că suntem dezertori de sicrie. Puneți-mă mâna să fiți ca Septimiu Sever, bă, colo bărbat, bă. Dar eu eram așa, îți dai seama. Și m-am întors la Craiova și am făcut, am gândit un spectacol. Nu mă auzeam de aici până acolo, să zicem. Aveam un firicel de glas. Și am început să caut formule și cea mai bună mi-a venit asta. Dom'le, ia să încerc să readuc poezia la forma ei primară. Poezia cântec.
Și iată cum s-a născut miracolul. Am făcut spectacolul care se chema Menestrel la curțile dorului în 69. Dar v-ați pregătit cu cineva pentru el? Apropo, de ce zicea colegul nostru, să vă antrenați vocea, nimeni. Pur și simplu așa? Da? Instinctul. Mm-hmm. Și am făcut spectacolul și când eram în faza de terminat, am început repetițiile și n-aveam suf, că eu repetam în cameră, în casă, înțelegi? M-am urcat pe scenă și am început să dau drumul la glas, făceam deja studii muzicale, deja impostații vocale, ori în șir, urlam în teatru, mi s-a interzis să mai intru în teatru să urlu, mi-au luat chitara, că cânteam din chitara teatrului, nici chitara n-aveam. A apărut la vizier să interzice actorului Tudor Gheorghe să mai exerseze, nebune, să ne deranjeze la urechi. Nu era nimeni în teatru. Așa e viața, știi? Și când ați urcat pe scenă, n-avea suflu sau ce? Bă, leșinam, adică amețeam. S-a deschis pe lângă electroputere, un club, prima dată, de judo. M-am înscris la judo. Ajunsesem să fiu, voiau să mă bage să fiu campion național la categoria mea. Pentru un spectacol de poezie ați ajuns la judo? Păi dar n-aveam forță. Ci trebuia, nu mă interesa pe mine să bat pe cineva, dar pregătirea pentru a intra de pe saltea era cumplită. Și atunci am început antrenamentele serios. Eu nu mă duceam acolo să mă joc. Și chiar munceam de nebuneau. Antrenorul a spus că nu se poate. Eu am stofă de campion, eu voi fi campionul României. Într-un an de zile mi-a garantat. De a spus că nu vă pasionează, că sunteți puțin orientat către... Eu fac asta, lasă-mă să cânt. Lasă-mă pe mine. Lăsați-mă să cânt. Da. Și am muncit și... Mi-aduc aminte, vezi, judo, ce însemna așa asta. Jucam în Dale Carnavalului, Catindatul, jucam în regia lui Valeriu Moisescu. Și când veneam la Naie Girimea, în final, da, spărgeau ăștia ușa, pampon și cu crăcănel, ca să intre. Și spărgeau ușa și când spărgeau ușa, eu eram mai departe. Cădeau grămadă, cu ușe cu tot jos. Și eu îmi luam vânt, că eram tembelul și îmi luam vânt. Și intram în scenă venind de departe și nu găseam ușa. Și atunci făceam un salt pe care numai dacă făceam judo puteam să-l fac. Zburam prin aer și când făceam bătaia clasică judo și dădeam cu palma în scândura aia, suna de cealaltă mea, gata, mori. Adică era spectacol. V-a ajutat judo ăsta la ceva, nu a fost orice ceva. Sport ajută în profesia de actor. Haideți să mai ascultăm un pic. A pornit muzica. Haideți să mai ascultăm și noi un pic de muzică. Maestrul Tudor Gheorghe este invitatul nostru de astăzi la radio. Dar ați putea vreodată să alegeți între teatru și muzică? Nu, pentru că, vezi, sunt mulți actori care s-au apucat să cânte și au ajuns cântăreți. La mine e un lucru foarte special. La mine, când cânt, sunt actor. Eu nu devin cântăreț în clipa în care sunt pe scenă. Eu rămân actorul care cântă. De altfel, eu cu multă grație și cu oareșcare bășcălie am și spus, dom'le, eu sunt așa de bun actor încât mă prefac la un moment dat că sunt un foarte bun cântăreț și miese. Da, exact, sunt foarte bun în asta. În facultate mi-a spus că ați cunoscut-o și pe soția dumneavoastră. Da, mă, n-auzi, era pe fata de la panoul fruntaș. E la panoul fruntașilor. Am ajuns și am dat de ea la Craiova. Uh-huh. Dar cum s-a nimerit să dați de ea la Craiova? Ea a luat repartiție cu 3 ani de zile înainte. Ea s-a dus actriță la Craiova. Păi zic, și uite cum s-a nimerit, nu? Că putea să ducă nu știu unde. Da, sigur. Așa, și a trimis acolo. Și am venit în teatru și am dat cu ochii de ea și am zis, nu mai scapi, fetița, a venit Olteanu, ești pe teritoriul lui, pa de o șansă și după aia pa, pa, pa. Da, așa ai și spus sau asta doar gândeați? Așa gândeam. Și cum ați abordat-o? Așa zic, de 50 de ani. Cum ați abordat-o? Normal, firesc, adică eram colegi, jucam împreună, mi-am plăcut, eu îmi puști pe lângă ea, îți dai seama. Dar ea s-a îndrăgostit așa la prima vedere, credeți nu, sau nu? Nu, la prima vedere, nu. Dar cum? Nu se uita, mă, ce ai. Dar nici atunci nu se uita? Am fermecat-o, că am dat drumul la toate armele posibile. Care am început adică? Să-i spun versuri, să o plimb. A fost o dragoste romantică, a durat vreo lună de zile, așa, de plimbări. S-o convingeți. Și îi trimiteați bilețele sau nu, ce? Cum făceai? Nu, eram totuși doi oameni serioși, adică ne vedeam, ne plimbam, ne sărutam prin parc, la revedere, ea se ducea la ea acasă, eu mă duceam și dormeam în teatru. Cum dormeați în teatru? Păi
Da, că n-aveam autobuz, mă duc la mine la țară, la Podari, știi? N-aveam mașină și dormeam, aveam o cabină și dormeam în cabină, dormeam în teatru. Și acum se mai doarme. Erați ca medicii de gardă, da, de gardă la teatru. Și acum, prin teatru, se mai doarme. Dar ce avea special așa față de alte fete, de a știut că ea o să fie soția dumneavoastră? Nu știu, mai era și foarte frumos. Era și foarte frumos. Bă, și acum vreau să spun că îi spun doamna Tudorius, baba cea mai frumoasă din România. Adică... ne-am înțeles, știi, că asta ține de cu totul. Ne-am completat foarte bine. Ea a fost, cum să spun, pentru mine un sprijin absolut real. Bă, mi-a suportat tot ceea ce este. Pentru o femeie e foarte greu. La hachițele unui individ care se pierde în lumea lui, nebunii, plecări de acasă. Dar dacă ar fi să vă întrebe cineva cu ce ați cucerit-o, cu ce credeți că ați cucerit-o? Adică cu sinceritatea, cu afectivitatea, cu... sunt un tip calin, lipicios, nu sunt mascul, lupește, brutaș. Nu mi-a plăcut. Bine, atunci o să verific dacă este așa, pentru că să știți că a venit și ea astăzi la noi în emisiune. Aoleu, mă strâng de gât acasă. A zis că vă strânge de gât acasă, așa, așa v-a întâmpinat, să știți. Haideți, yeah. Haideți să vă așez pe scaunul acela. Cum se face? Poate vă ți-am spus. Mai aproape de domnul Tudor. Așa, haideți aici. Bravo, bărba, că nu spui nimic, mă trimiți aici la... Nu, am primit ordin să nu spun nimic. Să vă puneți căștile de acolo. Bună ziua și vă mulțumesc mult că ați venit. Bună ziua. Tocmai ne povestea că bănuiește că v-a cucerit pentru faptul că era foarte cald. Cum ați zis? Că era cald, că era... Calin, blând. Blând. Afectuos. Afectuos, e adevărat? Hai, se cam laudă. Da? Ia să vedem, e adevărat sau nu ce ne spune? Nu, este adevărat, dar toate lucrurile acestea, și blândețea, și calmul, și afectivitatea, cred că erau bine îmbrăcate în vârsta pe care o avea. Vârsta de om zburdalnic. Era foarte zburdalnic. De fapt, cred că ăsta a fost primul lucru care mi-a plăcut la el, că era foarte tânăr și râdea foarte mult și spunea foarte multe bancuri și era în permanență, într-un vârtej. Da. Și el care tocmai îmi spunea că bănuia că nu vă uitați la el, că era prea puști. Păi da, sigur, era puști. Pentru mine era un puști, bineînțeles. Dar până la urmă v-a convins. M-a convins din, așa, din glumă. Da. Cum v-a să zic, stai puțin, n-am înțeles ce spui acum. Adică noi ne-am luat ca sos și soție din glumă? Stai, că până ne-am luat sos și soția, mai trecut ceva vreme. Da, a apărut și un copil între timp. Da, mai târziu. V-ați căsătorit mult mai târziu? Da. Ne-am căsătorit după vreo 8 ani după ce am fost împreună, pentru că noi, cel puțin eu, da? Și el la fel, n-avem niciun motiv să ne căsătorim, n-aveam nicio idee de așa ceva. Eram împreună și am zis, cât ne face bine, cât suntem fericiți așa, e bine. Dar era ceva, mi se pare, foarte avangardist, nu? Da, pentru timpurile acelea. Absolut. Da, pentru timpurile acelea, da, e adevărat. Dar era și tragedia asta îngrozitoare, că la hoteluri nu intrai... Dacă nu erai căsătorit. Da. Și doamna Tudor venea săraca. Înțelegi? Cum mă bagi, vii cu vagabonde în hotel? Așa se punea problema. Da. Cam și arătam ca vagabond. Vai. Pe vremea asta e mult mai ușor să nu fii vagabond. Să arăți ca o vagabondă. Pentru că se poartă așa părul aiurea, ca și cum te-ai sculat din pat în orice clipă. Rupt în genunchi, cu cât ești mai rupt pe blușca, ești mai la modă. Chiar dacă ești o fetiță romantică și delicată, poți să par și... Orice. Da, orice, absolut. Deci nu v-ați hotărât să vă căsătoriți repede, dar în schimb ați vrut să aveți un copil. Da, ne-am dorit un copil după o anume perioadă. Am zis că ar fi bine să apară un copil. Și nu numai eu, ca femeie, mi l-am dorit, dar își dorea și el un copil. Da. Cu ce anume vă surprindea cel mai mult? Vă mai amintiți? Cu veselia lui mă surprindea și așa cum am scris eu odată despre el, s-ar putea să apară cândva, era o veselie care îi strălucea în ochi odată cu tristețea.
Adică odată cu toată durerea pe care el a acumulat-o în toată copilăria lui, în toată adolescența lui, probabil că v-a povestit, nu? Ce s-a întâmplat. Da. Toată durerea asta ieșea fără să vrea prin privirile lui și peste durerea asta sclipea veselia. Mi-e foarte greu să exprim, dar eu asta am simțit atunci. Și cred că asta a fost lucrul cel mai mult care m-a atras la el. Adică, pe de o parte, îmi plăcea foarte mult de el ca tânăr, ca băiat. Dar simțeați undeva o tristețe în spatele bucuriei. Pe de altă parte, mă durea durerea lui. Nici eu n-am fost un copil foarte vesel. Vreau să zic că mai luat de milă. În glumă. Da. Bun. În ghilimele. Dar eu zic că e o soluție bună dacă durează de 50 de ani, nu? Da, uite, mai facem puțin, mai trece puțină vreme și facem 50 de ani. Doamne. Așa că ți-am făcut o surpriză frumoasă, nu, pentru 50 exact, de ani. Exact. Vă mai amintiți cum a fost când v-a cerut de soție? Nu, nici n-am cerut-o de soție. Nu m-a cerut. N-a fost așa un moment, pur și simplu a venit. Nu s-a dus să mă ceară la mama ca alte persoane sau personalități. Am avut colegi care m-au cerut la maestru meu când eram dansatoare. Dar unde l-am zis să vină să mă ceară la mama? Și m-au cerut de soție la maestru, care a rămas, vă dați seama. Avea și el o fetiță, da? Avea 5 ani fetița. Și nu înțelegea de ce vrea să se mărite. 16-17, da. Poate și din faptul că, nu știu, povestiți că îi simțeați tristețea în umbra acestei bucurii. Ați avut senzația că a avut mereu nevoie de încurajarea dumneavoastră, de susținerea dumneavoastră? Nu, n-am avut senzația asta. Pentru că el este e un om foarte puternic. Cred că durerile prin care a trecut l-au făcut să fie puternic. Nu numai să arate că e puternică, uneori arată asta așa, în, să zicem, în bășcălie, tot în, uh-huh, între ghilimele. Dar el știa să se apere de ceea ce venea din afară, pentru că a primit mulți ghionți, mulți pumni, știu eu, poate de multe ori s-a aruncat chiar la propriu cu piatra asupra lui. Și atunci a învățat să se apere singur și a creat o carapace. Cred că ăsta e cel mai bun cuvânt. Dar să știți că, pe de altă parte, mie mi-a spus că simte și că a simțit mereu faptul că l-ați susținut și că ați fost alături și că l-ați înțeles, ceea ce cred că e foarte important într-o căsătorie atât de lungă. Da. Mai e un lucru extraordinar. Doamna, ca actriță, o actriță apreciată, a făcut niște roluri excepționale în teatrul din Craiova. Câtă vreme, până să-i apară copilul, eu eram cel pe care îl îngrijea, ca să zic așa. Vedea toate spectacolele mele, aduna cronicele, îmi făcea un dosar, răspundea la scrisorile gagicilor pe care le primeam. Erați un fel de manager al zilelor noastre. Da. Și manager. Primeam și o scrisoare să mă ia de bărbat. Avea și le răspundea. Un păr frumos, încă avea ceva păr. Și atunci răspundea doamna Tudor la scrisori că eu n-aveam timp. Și ce zicea? Păi eu nu știu, Nu e disponibil. Nu, nici măcar nu-i ziceam așa. Răspundeam frumos. Răspundea frumos pentru apreciere. Pentru aprecierile la adresa soțului meu. Lui. Nu. Răspundeam în numele lui, nu în numele meu. Aha. Eu nici nu existam. Și ce le scriam? Scriam că e mulțumit, că este apreciat, că va mai veni în orașul respectiv și altă dată, s-ar simți bine dacă ar fi în sală și că le urează toate cele fericire și toate celelalte. Da, adică asta era până a apărut fisul. Când a apărut domnul, deja... Sunteți gelos. Simt că sunteți gelos. V-a luat locul. Sau de ce sunteți așa? Nu, domnul, n-am fost gelos niciodată. Nici eu n-am fost niciodată geloasă pe el, apropo de copilul nostru. Să zic, nu, copilul e al meu, nu e al tău. Nu, niciodată n-am Dar n-ați fost geloasă nici referitor la, nu știu, toate admiratoarele care au apărut de-a lungul anilor, zecilor de ani. Nu. S-a spus că e o nevastă deșteaptă. Noi, știa că tot acasă de la început, am avut, cel puțin eu am impus treaba asta. Nu ne vorbim urât una la mână, pentru că în clipa în care zici, ai mă tâmpitule, așa, din glumă, în clipa în care ești supărat și zici tâmpitule,
păi deja se urcă pe altă treaptă și vorba asta cheamă altă vorbă, poate mai rea, din partea celuilalt. Deci prima condiție a fost nu ne vorbim urât. Și nu vorbim de teatru în casă. Nu vorbim de teatru în casă, da. Avem timp la și teatru. Și în libertate totală. Ați avut încredere? Cine, da, absolut. Da. Deci sunt deschise ușile și toate geamurile, dar cine iese nu mai intră. Deci așa? Da, păi, da, adică eu nu eram și sper că nu sunt nici acum o persoană care să fiu dată la o parte. Am muncit toată viața mea și tot ceea ce am făcut, am făcut numai pe bune, fără niciun fel de proptea. Nu tată, nu iubit, nu soț, nu mamă, nu prieteni cu adevărat ba, sau prieteni în ghilimele. Din cauza soțului ai luat niște pumni și matalii? Da, da. Nu puteau adevărat să mă lovească pe mine? Când n-au putut că să dea în el, au dat în mine. Da. Ce credeți că îl supără cel mai tare pe domnul Tudor Gheorghe? Ce-l supără? Ce-l supără așa în viață? Ce-l deranjează cel mai tare? Nu știu, mi-e greu să spun, pentru că are foarte mare înțelegere față de tot ce se întâmplă. Chiar de față de lucrurile astea rele care se întâmplă în țara noastră și care nu se poate să nu te supere. Nu se poate să nu te supere. Da o bere! O bere? Doamna Geta, da o bere! Îmi dai o bere! Nu că nu mai beau bere! Aveam un coleg care avea vorba asta. Un... Da, îi spunea regizoarei. Doamna, da o bere! Da. Cum era Tudor Gheorghe ca și tată? A fost un tată extraordinar. Da. Și bunic sunt foarte bun. Și bunic foarte bun. Adică o dragoste dusă la extrem și pentru copil și pentru nepot, dar în același timp a avut foarte mare grijă să crească frumos copilul nostru și acum cât mai poate cu nepotul, pentru că e foarte mult plecat. Nepotul este foarte mic. Și am văzut că acum și lucrați cu Adrian, cu băiatul dumneavoastră. Tot ce înseamnă parte tehnică, tot ce înseamnă imaginea mea de la afiș până la coperțile discului, de la, iată, o să ne apară anul ăsta la amândoi câte o carte. Da, vreau să vorbim și despre asta. Da. Ce? El se va ocupa de toate problemele astea. El s-a ocupat și de cele două care au apărut înainte, cartea mea de poezii și cartea lui pe baza unor interviuri pe care, nu știu, câți ani l-ai avut la Radio Craiova. Vreo 3 ani. Da. Și acum ce pregătiți? Spuneți-ne puțin despre cărțile pe care le pregătiți. Spune tu. Ladies first, no, doamna întâi. Doamna întâi. Da. La cererea expresă a băiatului nostru, care este și editorul nostru, am început să scriu o carte de amintiri. Eu toată viața am scris, am zeci de caiete scrise, dar n-am avut niciodată timp să mă gândesc să și public, pentru că am fost foarte ocupată la teatru, am jucat foarte mult și lucruri cu totul și cu totul deosebite, după aceea a fost și copilul de care mă ocupam, deci n-am avut timp să mă ocup de mine sub acest aspect de scriitoare. Și târziu am reușit să adun dintre poeziile scrise și în 2010 am scos o carte. Aș mai avea materiale pentru încă vreo două, dar tot așa, nu avem timp. Și să revin la cererea deci a editorului nostru, o carte de amintiri. Este foarte greu, am scris-o foarte greu, pentru că am trăit în ultimii 2 ani și jumătate, am trăit atât de mult în trecut, încât uneori uit de mine că exist. Și cartea aceasta cuprinde nu numai amintirile vieții mele, cuprinde amintirile a 4 generații. Eu, mama mea, bunica mea, străbunica. Ce deci frumos. Sunt lucruri pe care le știu, pe care nu le-am trăit, dar le știu. Din povești. Din povești, care sunt adevăruri. Adică nu sunt povești făcute, scrise, făcute, gândite. Nu, sunt lucruri care s-au întâmplat. Și lucruri frumoase și lucruri foarte urâte care, și grele care s-au întâmplat în țara asta. Știu, spre exemplu, de nevălirile turcilor, ale barbarilor, ale bulgarilor, ale ungurilor, ale austro-ungarilor. Mă rog, mai târziu cu austro-ungarii nu se mai numeau nevăliri. Da. Erau ocupații.
era altceva. Aceasta este una dintre cărți sau și aveți două în lucru sau doar una? Una are el și una are el, care fiecare scrie pe cont propriu. Da. A mea se cheamă Vă dau un an din viața mea. Și m-am hotărât să arăt copilașilor și nu numai oamenilor care cred că viața asta a artistului din societatea română de azi e o fericire. Pentru că dacă te uiți și vezi ce misiuni, ce, cum o duc vedetele din România, zici, bă, ce bine să fii artist, tata. Da. Uite la ele, uite la ei, ce mișto sunt. Nu, este un an de zile în care mi-am notat zi de zi ce se întâmplă cu un artist român conștient de ce face el și de ce trebuie să facă, umblând prin țară, zi de zi, de la o sală nenorocită la altă sală nenorocită. Am făcut un spectacol care se cheamă Lecția, pe care l-am gândit în așa fel că să-l pot juca în sălile din orașele mici. Să umbli de la Babadag la Carei, de la Râmnicu Sărat, în orașele astea, unde de 25 de ani nu se mai întâmplă niciun act cultural, în care oamenii sunt abrutizați. Sunt orașe mari care nu mai au un cinematograf. Da, sigur, sigur. Că... Dar gândește-te că eu am luat nebunia asta. Mă duc singur cu chitara și să vezi lacrimi de bucurie la oameni în orașele astea mici că au înțeles că de fapt ce fac eu, de ce fac eu, au ei nevoie. Să-i vezi pe ăștia din Babadag, unde, îți repet, de 30 de ani nu se mai întâmpla nimic acolo, că erau speriați, veneau și îmi spuneau, n-am crezut că se poate plânge la un spectacol. Noi n-am crezut că poți să plângi. Adevărul și aici veți găsi în cartea asta? Pardon. În aceste orașe mici este foarte greu să meargă trupele de cântăreți, să zicem, pentru că lumea nu știe. Dar lucrurile acestea, deplasările, turneele acestea, costă foarte mult. Da, bineînțeles. Costă foarte mult. Și deplasarea, și cazarea, de mine, și dar de ce este așa de scump biletul? Și... Dar în biletul acela intră nu numai fiscul care trebuie plătit, intră chiria sălii, intră hotelul, intră transportul. Toate acestea costă foarte mult, mai ales cântăreții. Trebuie să plece după ei, nu poți să iei un contrabas în cârcă și să pleci cu el. Deci când așteptăm aceste două cărți? Când le putem cumpăra? Prin martie. În martie pe a dumneavoastră și pe a noastră tot în martie? Știu. Tot acolo? Prin primăvară? Da. Șeful hotărăște. Da, șeful dumneavoastră. Șeful alamândurora, nostru, da. Am înțeles. Da. Bine, doamnă dumneavoastră, vă mulțumesc foarte mult că ați venit să ne ajutați cu câteva lucruri despre domnul Tudor Gheorghe. Pe dânsul o să-l mai țin încă un pic. Bine. Și, dar nu mult. Și vă promit că vi-l trimit imediat acasă. Bine. După aceea. La revedere. Mulțumesc mult. Vă mulțumesc. Vă așteaptă domnul Tudor. Vă așteaptă. Mai ales că nici nu avem cu ce să plecăm de aici. E, nu. Așa aveți. Sigur că aveți. Mulțumim mult. Domnule Tudor Gheorghe, cum se vede prin ochii dumneavoastră țara în acest moment? Țara, cum se vede, vai de mama ei, tristă, debusolată, fără perspectivă. Andreea, eu sunt un om foarte bun psiholog, zic, eu mă uit foarte mult la oameni. Când vin în București, în special, eu nu merg cu mașini, cu automobilul propriu. Nu. Eu merg cu metrou, eu intru în magazine, eu mă duc în piețe, mă uit în autobuze. Stau și mă uit când trec autobuzele. Nu mai râde nimeni. Toți oamenii sunt triști, apăsați. Fugeau femeile înainte. Asta este o imagine extraordinară. Fugeau femeile înainte când pierdeau autobuzul, ca să nu pierdă autobuzul, se țineau așa să nu le zboare fusele și râdeau. Bă, nu mai râde nimeni. Asta este un lucru extraordinar de trist. Dar mai există tineri patrioți? Simțiți că mai există undeva o formă de patriotism? Sunt convins că în sufletul lor există, nu știu să și-l manifeste. Eu sunt mândru că sunt român pentru cel puțin două etape importante din istoria țărești. Pentru perioada anilor pentru prepașoptism, deci când o mână, și spun, o să vezi de ce spun asta, o mână de tineri care studiau la Berlin, la Viena, la Paris,
s-au strâns și au făcut o țară, România. A doua perioadă ar fi perioada interbelică, atunci când, din punct de vedere spiritual, România era la un nivel poate puțin deasupra multor țări cu vechi tradiții culturale în Europa. Gândește-te că numai în jurul lui Naionescu, înființându-se acea mișcare Criterion, erau Iliade, Cioran, Suțea, Noica, Vulcănescu, Sebastian, Voinescu, Liz Voinescu și alții. Gândește că în proză veniseră de la din Moldova, Teodoreni, Sadoveanu, deveniseră Breanu din Ardeal, găsiseră pe Camil Petrescu, pe Cezar Petrescu în București. În poezie, între Barbu și Arghezi, între Pilat și Vină, între Totopârceanu și Minulescu, între, eu știu, Voiculescu, artele plastice, băteam la poarta universalității spărgând orice prin Brâncuș. În muzică era Enescu. Ia, îți dai seama cam la ce nivel oamenii ăștia sunt astăzi simboluri ale culturii europene și universale. Dacă n-ar fi venit 50 de ani ăștia de comunism și noi ne-am fi condus în continuare, am fi mers ascendent, eram deasupra Franței. Ascultă ce spun, pentru că poporul român e un popor încă tânăr și capabil, e plin de forțe creatoare. Acum aștept această generație. Așa cum prepașoptiștii au făcut o țară, îi aștept pe copiii ăștia care sunt plecați, Harvard, Yale, Cambridge, în marile universități. Să-și dorească să se întoarcă în România. Își doresc. Mulți dintre ei își doresc. M-am întâlnit cu ei în țările, prin lume, pe unde am umblat. Așteaptă un moment. Probabil că va veni momentul ăla. Și atunci, eu l-am și spus, dacă veniți 20 de inci, vă mănâncă sistemul. Dacă veniți 400, se schimbă. Haideți să ne întoarcem puțin la concertul dumneavoastră, Adio Doamnă. Am văzut că ați inclus pentru prima dată un duet cu cineva, nu? Până acum n-aveți... A, bine, nu? A fost o joacă. Cu Marius Hristescu, nu, a cui numai, a fost ideea? Nu, numai cu Marius. Și cu Marius, a cui a fost ideea? A, mea, bineînțeles că eu sunt ăla care are idei. Tu ce mai pui întrebări de asta? Dar am cântat în spectacol și cu Vasic, cel care era la pian, Truli Truli, după am cântat Zaraza cu Dorin și unul cu Să fie trei. Dar maestru Hristescu, credeți că știe cel mai bine cum e să lucrezi cu Tudor Gheorghe? El a învățat să știe, n-a avut încotro. Pentru că eu l-am cunoscut când era student, a venit la mine, eram membru în CNA, atunci te-am văzut prima dată când ați venit voi. Aduce aminte cam ce însemna CNA în vremea aia. Când intrai și te dai cu ochii, aduți aminte cum erau Piru, Răzvan Teodorescu, Ecaterina Oproiu, Tudor Gheorghe, Constantin Vaeni, Marin Traian. Ce nume erau în... Raveica, profesor, ce nume erau în CNA-ul ăla? Înțelegi? Și atunci a venit și Marius Hristescu? Și așa venit? L-ați cunoscut? El pe a Marius? Venit, da, pe Marius l-am cunoscut, da, așa l-am cunoscut. A venit cu iubita lui de atunci și doi tineri frumoși, trimiși de profesoara lor, Mariana Ilie de la Craiova, care mi-a spus că este un copil extraordinar și Marius s-a dat încrederea în fantezia lui și am zis, copilul, vino aici. Ia, ascultă chestiile astea și arată că știi să faci ceva. El s-a pus pe muncă, copil deosebit de talentat și a ieșit, iată, ceea ce se vede. Hai să vedem ce zice și el despre dumneavoastră. Lucrul cu Tudor Gheorghe a fost dintotdeauna ceva foarte plăcut. Am avut șansa să-l cunosc de foarte tânăr. Prima dată când l-am întâlnit mi-a dat niște piese care făceau parte din două albume, Primăvara și Toamna, pe care le-am transformat în Primăvara și Toamna Simfonie. De acolo parcursul nostru de-a lungul celor 15 sau 16 ani de când lucrăm împreună a decurs absolut minunat. Dacă ar fi să-i spuneți cuiva ce ați învățat de la el, ce ați spune? Am învățat să fiu profesionist în primul rând, nu numai în muzică, ci și în artă în general. Am învățat chiar să merg între ghilimele în viață, pentru că mi-a fost alături și în afara scenei. Și pentru asta chiar îi mulțumesc, pentru că în acești ani am avut chiar ce să învăț de la domnia sa. Ce credeți că are special
Tudor Gheorghe. Domnia sa n-a putut fi clasificat, să zicem, în niciun gen muzical, pentru că, așa cum știți, este un cantautor. Dumnealui este special prin faptul că el cântă poezia română. Pentru că lucrați împreună de multă vreme, ce nu acceptă Tudor Gheorghe? Tudor Gheorghe nu acceptă compromisuri. Acesta este un alt lucru pe care l-am învățat de la dânsul. Nu acceptă să facem un spectacol doar de dragul de a face un spectacol. Lucrăm foarte mult pentru a ieși pe scenă, pentru fiecare din spectacole, chiar pentru fiecare concert în parte. Vreau să vă spun că acum suntem într-un turneu cu acest spectacol Bucureștiul de altă dată, Adio Doamnă, de fapt, se numește spectacolul. Și noi, deși suntem la al 20-lea, 25-lea, cred, spectacol, noi în fiecare seară, înainte de spectacol, repetăm. Aveți un mesaj pe care vreți să îl transmiteți pentru că o să vă asculte la radio? Doar faptul că îl iubesc foarte mult și îi mulțumesc pentru că lângă domnia sa am învățat atât de multe lucruri în acești ani. Deci repetați și acum în fiecare seară înainte de spectacol. Pe mine mă cutremură faptul când îi văd pe copiii ăștia că vin la concert, se coboară din autocar sau din asta, intră în scenă și cântă. Eu mor. Eu sunt totdeauna cu 2 ore înainte de spectacol la sală. Eu mă pregătesc, mă concentrez, îmi repet textele, repet cu orchestra, sound, fragmente, bucățele. La ultimul spectacol nu mi-a plăcut asta. Hai să vedem cum se poate schimba. Marius, unde trebuie să intervenim aici? Stați puțin, partiturile, pac, aici, ia, clarinetul, fă partea aia. Ia vezi dacă, cum făcea Nokia, semnalul de la Nokia. Sunt chestii de mare subtilitate în spectacol, știi, că pe care le modelăm. Și aseară, în concertul de la Sala Palatului, am schimbat două lucruri. Nimeni nu știe, însă. Improvizați câteodată sau totul este exact așa cum ați repetat? Totul este exact. Da. Eu când sunt liber, când sunt eu cu ale mele, atunci improvizez, dar când e orchestra, n-ai cum să improvizez, că ea sunt cu notele, înțelegi? Da, nu, nu sunt urechiști, ăștia cântă de pe partitură, pe măsură. Dar dumneavoastră acolo când spuneți poezii, vă mai vine câte o poezie așa și zice, ia să zici și pe asta? Ba da, asta da. Asta faceți? Asta fac și mai am o calitate extraordinară, zic eu. Mai uit câte un cuvânt, mă, instantaneu îl înlocuiesc fără să se simtă. Modificați și în legătură cumva cu publicul, adică simțiți, nu știu, vreo reacție a publicului și nu, modificați atunci? Niciodată nu m-am luat după public. Publicul trebuie să se ridice la ceea ce fac eu. Nu m-am coborât la nivelul lui. Dacă te cobori la public, te apreciază, te iubește, zice, uite, e de-al nostru, e din popor, drăgălaș, uite cum se strâmbă, așa, tată. Dar a doua zi nu te mai respectă. Deci, cum vă raportați la publicul dumneavoastră? De la egal la egal. Mă stimezi, te stimezi. Este raportul firesc. Ai plătit bani să vii să mă vezi. Sunt obligat să-ți răsplătesc efortul tău. Și sunt onorat că mă cinstesc cu prezența ta. N-am voie să-ți înșel așteptările, n-am voie să-mi bat joc de tine. Te respect, dar și tu respectă-mă. Adică e o relație de respect, nu o relație de dragoste. Da, absolut de respect. Nu poți să spui dragostea, cum să spun, publicul este, Macedonski spunea foarte bine într-o poemă de-a lui, publicul rămâne să fie tot ce a fost, nici om de duh, nici prost. Adică e aici, publicul e mare parșivenie în felul lui de a se manifesta. Te acceptă, cum spuneam, știi? El vrea, publicul nu vrea să-l ridici. Nu vrea, că e greu. E efortul de a ridica la felul tău, de a gândi superior, e mare. Și atunci, știi de ce, bă? Nu e mai bine să se strâmbe la și să mă pune la ce să gândesc, la ce dracu să gândesc? Mai apuc acum azi. Lasă-mă, doamne. Ce e cu ăștia, bă? Lasă. Zi, bă, de ale noastre, înțelegi? E, nu, la mine nu e asta. Aici sunt eu. Vrei să vezi ce fac eu? Vii, nu? Țara e deschisă, scene, sunt artiști minunați în toate categoriile, de la folclor, la manele. Care așteaptă să de fie la... văzuți. Și vă cântă tot ce vreți. Haideți să trecem la următoarea rubrică a emisiunii, se numește Back to Back. O să ne așezăm spate în spate. Da. Eu am să spun un cuvânt și dumneavoastră o să spuneți un alt cuvânt care vă vine în minte atunci când l-auziți pe al meu. Da? Hai! Da. Back to Back. Dragoste. Prietenie. Rușine. Jenă. Sex. Tot. Curaj. Umilință. Bani.
Nimic. Pasiune. Iubire. Talent. Har. Frică. Curaj. Vacanță. Liniște. Perfecțiune. Muncă. Frumusețe. Gust. Prietenie. Alegere. Muzică. Suflet. Familie. Univers. Deci muzica este sufletul dumneavoastră. Da. Ați putea să faceți ceva fără muzică? Sigur că da. Se poate și fără muzică. Tăcerile. Tăcerile au și ele, muzica lor. Să știi că cel mai greu în artă de pus în valoare sunt tăcerile. Fără tăceri n-ar exista nimic, fără pauze. Fără goluri n-ar exista sculptură. 10 întrebări esențiale este ultima rubrică a acestei emisiuni. 10 întrebări esențiale. Ce ați face dacă ați câștiga 1 milion de euro? Nu vreau să mă gândesc. În orice caz, nu cred în banii nemunciți. Ce înseamnă lux pentru dumneavoastră? Confort, atât. Pentru ce ați face orice sacrificiu? Pentru familie. Sunteți fericit? Sunt. Când ați fost cel mai mândru? Când am realizat că sunt independent, că sunt liber să gândesc și să fac ce vreau. Dacă ați ști că săptămâna viitoare este sfârșitul lumii, ce ați face? Mi-aș aduna familia și m-aș uita la ei. Care e cel mai bun banc cu Olteni? Sunt foarte multe bancuri cu Oltenii. De câte ori mă întâlnesc cu Dorel Vișan, el ține să-mi spună, sau cu Puiu Bocșa, ardelenii frumoși, prieteni de-ai mei, țin să-mi spună bancuri cu Oltenii. Și eu, la rândul meu, țin să le spun bancuri cu ardelenii. Ei, ca să le iau înainte, le spun eu întâi și întâi bancuri cu Oltenii și nu mai au nicio șansă. Și știți unul să ne spuneți și nouă? Doi Olteni la... Asta îmi vine în cap acum. Doi Olteni care stau la Otopen și se uită la avioane. Un ardelean și un oltean. Și ardeleanul zice, mă, Mărini, nu ui la el, mă, cât e de mare, mă, cât un bloc. Mă, cum, dracu, mă? Zice că deturnează, mă. Mă, cum să-l furi, mă, că e cât blocul, e cât casa. Și olteanul deștept, bă, nu fi fraier, mă, că nu-l fură cu alea jos, când e cât blocul. Îl fură sus, cu locul, când e cât acu, așa, mi-a. Când ați plâns ultima dată? Eu plâng ca prostul și la filme. Păi știți că și eu plâng și la filme. Păi cuvânt, mă emoționez. Ce, trebuie să fii prost ca să plângi la filme? Nu, eu mă emoționez în fața lucrurilor de artă, de mare valoare, emoțiile mele generează lacrimi. Adică, tu n-auzi, eu am fost în stare, plâng la, să te duci să vezi Niagara să-ți dea lacrimile. Asta e chiar o nebunie. Eu în fața fenomenelor, în general, că sunt ale naturii sau creațiile umane, am aceeași reacție. Mă întorc în mine însumi. Așa mi s-a întâmplat la Vinci, să zicem, când am vizitat casa băiatului lui Leonardo. Da, Leo. Da, și nu Leo, fără care la Strehaia și mai mare, mai cunoscut. Pericol. Așa, mai cunoscut decât la Vinci. Ce înseamnă eleganță pentru dumneavoastră? Ți-am zis, adică eleganța pentru mine este legată de stil. Cred nu-mi plac extravaganțele de nicio culoare. Îmi place, deci, eu știu, cred că o femeie decent îmbrăcată e o femeie elegantă. Care este rolul artistului pe lumea asta? Să-i facă pe cei care îl înconjoară să creadă că arta merită orice sacrificiu. Domnule Tudor Gheorghe, vă mulțumesc foarte mult că ați acceptat invitația mea în emisiune și vă doresc foarte, foarte mulți ani de acum încolo pe scenă. Mulțumesc. Să ne încălziți sufletul. Să dea, Doamne. Vă mulțumesc și dumneavoastră, ascultătorilor Europa FM, și vă dau întâlnire sâmbăta viitoare, 5 decembrie, în direct de la Târgul de Cadouri pentru Crăciun, Crazy Christmas, ce va avea loc la The Arc, în strada Uranus, lângă Piața de Flori. Invitatul ultimei ediții din acest an a emisiunii va fi Cornel Ilie de la Vank. La radio cu Andreea Esca la Europa FM.